sora, ia-mi eu cum astraș începe, pentru că e proiectul nostru de suflet, știu asta, știu cât investiți în el. Știu că e greu, știu că nu există un program coerent. Ar fi mărunțiși ca Ministerul Culturii, de exemplu, sau orice altă autoritate care are acces la bani să financeze un astfel de proiect sub egida Academiei Române. Mie mi se pare atât de simplu încât nu mă mir că cineva nu s-a gândit la el. Poate ne spuneți ce înseamnă colecția asta și cum de când? A început în 2000, din câte îmi amintesc eu, cu un volum Eminescu, printre puținele care au primit finanțare, nu? Din partea Parlamentului. Bine. În primul rând, încă o dată, bună ziua. Mulțumesc domnule Cămcea Zub și domnului Durnea că sunt aici și îl firitisesc și pe Bogdan Crețu că a organizat această întâlnire. Doamnelor și domnilor, sunt bucuros încă o dată că, cum s-a spus aici, n-am venit la Iași cu mâna goală. Am vrut să vin cu toți autorii moldoveni pe care i-am editat în ultima vreme, dar văd că, nu știu ce s-a întâmplat, Pârvan n-a apărut aici. E Pârvan. Poftim? Este Pârvan. Ah, bun, că și el este moldovan de-al dumneavoastră, de fapt al nostru, al tuturor, și cine mai lipsește de aici? Iorga? Pe cumva? Iorga nu. Dacă nu este, nu înseamnă că nu există, ca să spunem așa, și nu poate să ajungă în librările dumneavoastră. La încheierea acestei întâlniri, ele vor rămâne aici la Iași, în orice caz, și i-aș ruga pe cei care se ocupă de aceste instituții să adreseze fundației noastre, că noi facem asemenea acte de donație instituțiilor culturale românești care nu au bani. Nici noi nu avem, dar nici instituțiile noastre nu au bani să le cumpere. Nu vreau să fac istoria acestei ediții, ea este opera unei ambiții și a unui sentiment de devoțiune pentru literatură. Am povestit undeva că această idee mi-a apărut în capul meu după întoarcerea mea din Franța, după ce am văzut toată colecția Pleiad la Gallimard, cu mijloacele mele modeste de atunci, de profesor, de fapt, lector de limba română, mi-am procurat o parte din aceste cărți și am zis, domnule, când am putea și noi românii să începem asemenea colecție? Și prima discuție am avut-o cu Marin Preda, trăia Marin Preda într-o seară la Mogoșoaia și am spus lui Preda, că era directorul editurii, atunci, domnul Preda, ce-ar fi să facem și noi o chestiune de asta? Și Preda, care era favorabil de totdeauna ca moromete, era bănuitor, zice, și cine să facă monșer? Eu, care zic, păi fac, încep eu să o fac. Ei, cred că mai păstrez până între hârtiile mele pe un șervețel unde notam primii 10 autori pe care aș vrea să-i publicăm în această colecție. Preda a murit, a murit și ideea. Dar a reînviat în anul 2000, cum s-a spus aici, când noi am sărbătorit 150 de ani de la nașterea lui Eminescu. Și cu ministrul culturii de atunci, Caramitru, i-am strecurat această idee mai mult într-un mod perfid, dacă ar trebui să spun până la capăt, pentru că se punea problema, știu că ne-a invitat undeva la Ministerul Culturii, eram președintele Academiei atunci și el întreabă ce să facem pentru Eminescu. Și fiecare avea o idee, care de care mai trăznită. Mi-am amintit de una, că să facem așa un fel de peregrinaj, plecând de București pe jos până în satul, până la Ipotești și în felul acesta să ne arătăm simpatia noastră pentru Eminescu. Și eu am spus, domnule, sigur, astea sunt frumoase,
dar sunt trecătoare. Și ce-ar fi să scoatem pe Eminescu în colecția Pleiad? Colecție e și un obiect estetic. A prins Machidonț, a prins ideea și așa am putut să scoatem primul Eminescu. Și, mă rog, mai departe. Am ajuns într-adevăr la volumul 271. Din păcate, autoritățile românești, instituții culturale, n-au marșat, ca să zic așa, la această idee. Nu ne-a ajutat în niciun chip, nici Academia Română, scuzați, pardon, bonsoir, vorba aceea. De câte ori am deschis gura la Academia Română, n-au bani, nu știu ce. Bine. Dar, cum am spus și unei jurnaliste de aici, sunt un om foarte încăpățânat și nu-mi plac eșecurile. Noi românii suntem reputați pentru eșecurile noastre și, pe urmă, ne plângem. De aici e și poezia noastră mare, jalea noastră. Am făcut aceste cărți. Împreună, nu singur, evident, poate am prins ultimii editori profesioniști din această țară, că nu mai sunt, foarte puțin. Și am pornit, nu vreau să vorbesc prea mult, în două cuvinte, de ce am pornit această chestiune și cu altele. Dicționarul General al Literaturii, Cronologia Literaturii de după război. Am pornit pentru că nu se poate face cu cultura adevărată fără a avea instrumentele de lucru. Instrumentele de lucru. Ori noi n-am avut un dicționar general al literaturii, am avut încercări începute chiar de dumneavoastră aici, de cercetătorii de la Institutul Filipide, au făcut un volum bun, dar s-au oprit la 1900, când începe literatura modernă. A fost un exemplu bun pentru noi, trebuie să recunosc, o idee, dar ideea trebuie adusă până la sfârșit. Am scos în prima ediție 7 volume, care înseamnă cam 7.000 de fișe. Acum am început de câțiva ani ediția a doua. Zile trecute, domnule profesor, am trimis la tipar volumul 5. Este o ediție nu fundamental schimbată, dar o ediție îmbogățită în mai multe feluri, articole care au fost rescrise, care nu mi-au plăcut mie, le-au scris oamenii așa, necompletat, aduse la zi. Am introdus conceptele în această... Să știe cititorul român ce a însemnat modernitatea noastră, care este specificul ei, ce înseamnă postmodernitatea, ce înseamnă romanul românesc, ce înseamnă jurnalul intim, ce înseamnă, eu spun acum ce am făcut eu, biografia, autobiografia și așa mai departe. Și alte lucruri, memorialistica, toate acestea sunt pregătite. Cu ajutorul Dumnezeu, la anul o să încheiem 8 volume, și vom avea un dicționar general al literaturii și lăsăm generațiilor următoare datoria lor sfântă să ducă mai departe. Așa, după socotelele mele, cei peste 50 de ani se vor mai gândi la asta. Mai vreau să spun ceva, dar să nu mă spuneți în lume. Să știți că eu nu am o vocație specială pentru chestia asta. Nu știu că n-am sentimentul că m-am născut ca să fac aceste ediții. Oareșcare modestie, orgolioasă, vocația mea, și pe care și o cultiv, este aceea de critic literar. Dar fiind în fruntea Academiei Române, mi-am spus că rolul Academiei, între altele, înainte de a fi o societate savantă care adună în jurul ei pe oamenii reprezentativi din toate discipline, ea trebuie să îngrijească puțin și de cultura română, să vadă. Și Academia Română, cum s-a și spus aici, a luat ființă, în primul rând,
să ocupe de limba română, doi de documentele istorice, să publice opera lui Cantemir, să facă un dicționar al limbii române, care a început cu latiniștii, au învins din fericire, după părerea mea, Maiorescu și Odobescu, adică cei care aveau altă idee despre limba română. Dicționarul propriu-zis l-a început Hașteu și după aceea Filipidea și în al treilea rând Șcariu și s-a terminat în zilele noastre după 100 și ceva de ani. Și continuă și azi. Și de-abia s-a terminat că a fost reluat și este o operă comună a institutelor noastre ca și dicționarul. Dicționarul nu face numai Institutul Călinescu, unde eu am ajuns, după ce mi-am încheiat misia mea la Academie, am zis, mă duc acolo, stau un an de zile și plec, mă retrag, că nu mai aveam eu chestia, tot sunt 12 ani la Academia Română. Zic, dar mă duc să motorizez puțin. E, uite, m-am dus acolo și au trecut 13 ani de zile, pentru că nu s-a făcut dicționar, cum credeam eu, să ne prindă secolul 21 cu acest dicționar. O muncă enormă, domnule profesor. Mă adresez dumneavoastră că suntem în aceeași generație și știm foarte bine ce înseamnă. Nu mai avem specialiști, medieviști aproape că îi numer pe degete, editori, adică cei care știu să fac o ediție, sunt foarte puțini. Și o ediție nu se face, pui acolo niște texte și gata. Nu. Vă dau două exemple, trei. Hai să zic trei. Una este, am publicat de pildă pe Lovinescu cu istoria civilizației române moderne. Această ediție are 600 de pagini de note. 600 de pagini de note făcute de o cercetătoare tânără de la noi și de altul mai în vârstă, de Nicolae Mecu și Oana Soare, vreau să spun că mă consider și eu cât de cât un om care se pricepe la Lovinescu, l-am făcut examen de doctorat. Au găsit lucruri senzaționale. Senzaționale. Al doua este ediția Cioran, pe care am reușit să o publicăm după 50 de ani în care Cioran n-a putut să fie publicat în România. Noi am publicat opera românească. Sunt 6.000 de pagini. Atâtea pagini a lăsat Cioran în limba română. De vreo 5 ori, sau hai să zicem 4 ori, ca să fiu mai precis, decât a scris în limba franceză. Asta e o operă uriașă, făcută de un om de Marin Diaconu care timp de vreo 10 ani a copiat toate articolele din acopiale, a tontat și așa mai departe. Merg mai departe. Ultima carte pe care noi am publicat-o se cheamă Existențialismul Românesc. Sunt două volume, 6.000 de pagini aproape. Toate textele care definesc fenomenul reprezentat de generația lui Iliade, Cioran, Noica, Mircea Vulcănescu, numită puțin în deriziune de Șerban Cioclescu generația trăiristă. Bine, era un termen de cafenea. Generația trăiristă era, de fapt, o variantă a existențialismului european. Și românii au fost, alături poate de spanioli, au fost și din tâi sensibili la fenomenul existențialist german. Au cunoscut scrierile lui Jaspers, scrierile lui Heidegger, încă din 27-28 au apărut studenții lui Heidegger, adică care fusese traducătorii, comentatorii. Deci au intrat imediat cu un fenomen de sincronizare rapidă. Și eu nădăjduiesc acest concept să pătrundă, să rămână în literatură, să nu mai ne încurcăm cu trăirismul, cu nu știu ce, cu... E un fenomen al culturii române
că el a deviat după aceea într-o politică extremistă, câțiva dintre ei, e altceva, nu ascundem, o spunem, dar respectăm adevărul. Deci ăsta este ultimul volum, a apărut zilele trecute și ca să spun ultimul meu gând și mă opresc aici, este următorul, că de un an și ceva, doi ani, poate, mi-am dat seama că trebuie să fac ceva mai... ceva poate că e mai necesar în cultura română. Și anume să public pe mari critici, pentru că critica este cea care dă osatura unei literaturi. Și după ce am publicat pe Călinescu în 12 volume, este o ediție, este cea mai mare realizare a noastră, avem câteva, dar ca să adunăm tot ce a scris Călinescu în 12 volume, înseamnă aproape 20.000 de pagini. Avem această ediție. N-a scris nimeni despre ea, sau, mă rog, nu contează, ediția există și ea va fi acolo, cine vede. După aceea, am cerut cu Ibrăileanu, nu? Domnul Durnea, Victor Durnea, la sugestia mea, a început această ediție, a publicat de curând încă două volume și mai are un volum sau două, nu mai știu cât se iasă, două volume. Două publicistică și trei. Și vom avea tot Ibrăileanu într-o ediție științifică cu publicistica lui și așa mai departe. Iarăși, poate nu mai e un critic la modă, dar avem un Ibrăileanu care reprezintă un moment foarte important în cultura noastră, l-avem integrat. Am publicat, a apărut luna din urmă, Pompilu Constantinescu, cu două volume. Și o să mai fie încă vreo două. Cioculescu, două volume care vor pleca la tipar zilele următoare, să pregătește Străinul. Am în cap această idee ca noi să publicăm pe mari critici, încă o dată pentru că ei ne spun cam... ce s-a întâmplat cu noi, de ce, și Lovinescu, evident, am publicat și o să spunem, de ce în 40-41 Lovinescu zicea, a publicat monografia, am zis că degeturile de lumină al culturii noastre. Tot așa era o epocă de haos în cultura română. Și a venit Maiorescu, a simțit nevoia să scrie acest lucru și să îndrepte. Cred că este necesar... și acest lucru. Avem și alte idei în cap. Ultima carte pe care probabil o să trimitem la tipar este Alexandrie. Primul volum din seria Alexandrie, poezia lui Alexandrie și urmează. Aici am reluat unele ediții. Vreau să fac această, îmi permite să fac această precizare, pentru că e corect. De pildă, cazul mai, am publicat trei volume din Cogălnician. Și, de asemenea, Bălcescu, tot Bălcescu în două volume și trei volume din un alt scritor care, după părerea mea, este esențial pentru secolul 20, și anume Ion Ghica. Aceștia trei sunt fundamental pentru secolul 3, mesianici care au fundamentat, dacă vreți, romantismul românesc, dacă vreți, începuturile postmodernității românești. Aveam două ediții, de pildă ediția Bălcescu, făcută de o familie, familia Zane, nu cel care a făcut. Gheorghe Zane. Ce Zane mi se pare că stai? Gheorghe, e cel care a făcut Bălcescu? Bălcescu, da. Bălcescu, da. Zane cu soția. O ediție absolut extraordinară. Părerea mea că una din cele mai bune ediții pe care au reușit românii să facă până, dar și ea incompletă, ca și celelalte. Și ea cu croșete. Pentru că atunci, epoca explozii naționale, biserica nu putea să figureze, rușii să nu cumva să zicem ceva despre ei, să nu ne certăm cu ungurii, să nu supărăm prea mult pe turci, deci
Pe turci mai puteau fi înjurați, dar mai puteau fi contestați, dar cu ceilalți nu. Și atunci a trebuit să reconstituim integral aceste texte, dar într-un mod onest am menționat cine a făcut și am menționat de asemenea cine a făcut această toaletă și această reconstituție sinagogă. Deci asta este povestea, ca istoria acestei ediții. O facem la Fundația Națională pentru Știință și Artă, o facem cu sprijinul oamenilor de bine și mai nou o facem cu sprijinul primăriilor. Din păcate, primăria Iașiului, scuzați, nu prea ne-a onorat, ba spune că chiar ne-a ignorat total. Deci am venit cu propunere aici pe Ieșenii, nu știu ce, am fost de vă două ori la Consiliul Județean aici, am prezentat, au venit și m-au pupat pentru idee, dar după aceea m-au uitat. În schimb, le-am scos cu primăria orașului București, cu doamna Firea, pe care o înjură toată lumea, că ea tot nu răspunde. Dar uite că a făcut pentru cultură, în ultimii doi ani am scos cărțile cu ajutorul lor, ei. Pardon, scuzați, bonsoir, dar cam asta este situația. Și mai departe, mă opresc aici, mai spun un singur cuvânt despre cărțile mele. Sunt 11 cărți. Am găsit un om de afaceri, care și el e moldovean, aici de la Suceava, vărul unui primar de acolo, care a făcut dintr-un sat, a avut un centru cultural extraordinar, Dumbrăveni. Acest primar are un văr care e om de afaceri, nu știu ce, și auzind că eu vreau să scot cărțile acestea despre literatura subiectivă, a zis că el poate să găsească. Și așa m-au apărut aceste cărți. Sunt 11 cărți, ceea ce n-aș fi visat că mai pot vreodată să le scot. Eu sunt bucuros că am reușit, sunt cărți într-o ediție definitivă, completate, revizuite. Dacă Dumnezeu mă va ajuta, e o temă pe care eu am luat-o în serios, într-un fel, după 90 m-am ocupat. Da, de asta, în clipa în care n-am mai făcut critică de întâmpinare și Uniunea Scriitorilor m-a cam exclus din așa, eu eram, nu făceam politică, eram apolitic, ei făceau politică. M-am întrebat că tu te-a dus politica lor, n-a apărut, ne-am văzut nicio capodoperă. În fine, asta e istorie. Mi-am amintit de ce spunea profesorul generației mele, Tudor Vianu, care zicea, când ți se face o nedreptate, apucă-te și scrie o carte. Eu am luat în serios acest lucru și așa se face că am scris aceste cărți cu oarecare râvnă, ca să spunem așa. Dacă ele vor rezista, dacă își vor găsi cititorii, mă rog, voi fi bucuros. Dacă nu, aștept și eu să obosească nedreptate. Vă mulțumesc foarte mult! Sunt acolo ediții Mihail Cogălnicianu, Adex Senopol, Vasile Pârvan și tocmai de asta, când spui Pârvan, când spui Cogălnicianu, obligatoriu spui și Alexandru Zub, adică așa am învățat. Noi și-am învățat foarte bine, domnule academician, vă rog frumos. Da. Ați reținut un nume, ultimul dintr-o întreagă serie care a constituit pentru mine un angajament aproape viager, profesionalmente vorbind, pentru de restituții istoriografice. Sigur, când vorbim de Cogălnicianu, de Xenopol, de Pârvan, avem în spate o întreagă literatură de restituții și de de exegeze și de toate trebuie cercetătorul de azi și culturologul de azi trebuie să țină seama. Ați pomenit numele lui
Gheorghe Zane, ca editor al lui Bălcescu, dar el a făcut multe lucruri în un câmp mai larg și a avut și un rol politic important. Cred că după război eu l-am cunoscut și personal, i-am făcut de două ori vizite acasă, pentru legat de pașoptismul românesc și de ceea ce aducea el nou din spațiul francez, legat de Biblioteca Română din Paris și de alte surse. Dar iată, era un om cu poliglot pe cont propriu, ajutat de o soție care era pricepută și în probleme speciale de scritură, de disgrafie. El s-a ocupat de Bălcescu din acest punct de vedere. Dar e bine să ne amintim de acest lucru și eu cred că mai la fel de nimerită a fost pomenirea lui Vianu ca dascăl al dumneavoastră, dar eu mă mărturisesc în deplină conștiință că de la el a pornit în multe din aprecierile mele legate de epoca literaturii pașoptiste și mai după aceea. El s-a început ca director general al Bibliotecii Academiei, a început prin a publica, a orchestra publicarea unei bibliografii care a semnat și o introducere de tip istoric și culturologic. Și acest lucru m-a interesat foarte mult și mi-a fost de mare folos. După cum de folos mi-a fost activitatea lui Dan Simonescu, devenit istoric după ce fusese colaboratorul foarte apropiat al lui Ion Bianu și autorul unuia dintre volumele din bibliografia românească veche, adică oamenii care au lucrat efectiv în domeniu și care au devenit vârfuri și exemplare din multe puncte de vedere. Ar fi interesant de făcut restituții și pe aceste trasee care înseamnă a da dreptate unor oameni care au căzut prea repede în uitare. În istoriografie nu știu să existe un caz similar de cărturar, de practician care se pune osul la treabă pentru a face asemenea restituiri de o enormă anvergură. În ce mă privește, trebuie să spun că am ajuns la Cogălnicianu căutând să identific în aventura modernității românești un istoric care se răspunde la un cât mai larg chestionar și a cărui apropiere să fie de folos mai departe. Sigur, era un exemplu, se puteau alege și altele. Bălcescu n-a avut acest noroc decât până la dumneavoastră, interesând pe cineva care venea oarecum din afară. La Xenopol am ajuns pe alt, să spunem așa, pe alt traseu, dat fiind că am fost angajatul Bibliotecii Centrale aici câțiva ani și am putut să lucrez efectiv pe materialele inedite din acest spațiu cultural, dar și pentru că am ajuns după aceea cercetător la institutul care îi purta numele și în felul acesta o obligat oarecum să fac ce am făcut. Dar am început cu biobibliografie, așa cum făcusem la Cogălnicianu, înainte de a face o ediție de a scrierilor istorice din 1976, care nu cred că a fost până acum depășită. Evident că rămâne de văzut ce s-a întâmplat aici. În noua ediție, cea care s-a bucurat de toată asistența și de devotamentul
domnului Eugen Simion. Se vorbesc de al treilea, măcar întreagăt, Pârvan mi-a ajuns sub ochi încă din anii școlarității mele, profesoara mea de istorie de la școala normală de Șindriceni, îi pomenesc aici numele, fiindcă nimeni nu va mai face, Surmei o chema, profesorul, soțul era cu studii de franceză la Paris și deci beneficiar al unui alt domeniu, dar profesoara Iulia Surmei este cea care ne-a pomenit la un curs, dar odată pentru totdeauna, numele lui Pârvan, destul ca să mă sensibilizeze, să-mi trezească un interes care s-a tradus apoi în căutarea unor extrase, altceva nu se putea găsi la o asemenea bibliotecă și pentru că și iarăși întâmplarea a făcut ca în anii recluziunii mele din anii de la sfârșitul anilor 50 și începutul anilor 60 se dau peste un preot cu erudit care avea cultul lui Pârvan și care cunoștea o mulțime de texte pe din afară. Nu insist, bineînțeles, întâmplarea joacă de multe ori un asemenea rol. S-a întâmplat ca iarăși, folosesc un termen abuziv fără îndoială, ca după, în 1964, după o mică escală la Bacău, unde am fost angajatul lui Iulian Antonescu, mai marele, cel care crease muzeul de la Bacău și care după aceea a cultivat o anumită, să zic așa, fraternitate în acest punct de vedere. Iulian, după acest mic episod, am avut ocazia să frecventez, eram selit să o fac, biblioteca Muzeului de Istorie și Arheologie, în care opera lui Pârvan se regăsea aproape în întregime. Păstrez și acum afișele mele din acei ani, cu transcrieri îngrijite, cu încercarea de a stări asupra textelor atâta cât este necesar sau măcar rezonabil și iată o apropiere în mai multe direcții care angaja modernitatea românească, cultura românească, prin Cogăneceanu am dat de acea faimoasă împărțire a secolului XIX românesc, pornind de la influențele străine, ideile care circulau în lume, pe seama liberalismului, în primul rând spațiul germanic, care i-a fost atât de apropiat și de benefic lui Cogălnicianu. Dar Cogălnicianu, care îl absorbise pe Volney, care ajunsese la Tocqueville și cei care făceau istoriografie în epoca respectivă. Nu dau nume, că ar fi abuziv, dar vreau să zic că e vorba de recuperări treptate în cazul meu, pe seama unei discipline intelectuale care mi-a rămas, cred, într-o anumită măsură proprie și astăzi. Sigur că da, ar fi interesant ca cineva cu răbdare și cu alte motivații decât ale mele din acei ani să intre să se apropie de ceea ce am adunat atunci, timp de câteva decenii, fără să pot valorifica decât parțial. Eu îmi reamintesc pe Cogălnicianu, fiindcă s-a întâmplat ca din masa enormă, nu exagerez deloc, de material, de informații adunate în acest răstimp, să nu folosesc decât secvențial și numai în anumite domenii. Evident, este treabă de echipă, este treabă de institut, poate de institute. Cogălnicianu este acel
personaj fabulos pe care, pe care Xenopol, ca urmașa lui la Academie, l-a prezentat ca fiind unul capabil să acopere exigențele unei secol întreg prin amploare, prin rigoare, prin problematică. Adică același personaj pe care un Octavian Goga, cu sensibilitatea lui, l-a plasat de a ca pe un uriaș, de a curmezișul secolului XIX, acanajând atât mai toate domeniile și obligând lumea românească să gândească novator și coerent. Sigur, Bârvan e și deschide alte orizonturi, am încercat eu însuși să fac ceva în această privință, inclusiv într-o ediție care se voia critică definitivă, care a început în anii 80 și la care am fost asistat de câțiva colegi, unul este chiar în această sală, așadar lucruri care le simțeam ca necesare în cadrul unui proiect cultural care trebuie dus cât mai respectat, când mai din aproape, mai fără concesii. Mie mi se pare semnificativ și foarte important că în această colecție care inițial și-a propus să recupereze clasicii literaturii române, au început să intre și istoricii, pentru că mare parte din scrierile lui Cogălnicianu sunt fie scrieri istorice, fie discursuri parlamentare. Iată, avem ediție Xenopol, Pârvan. Cum vedeți lucrul acesta? Înainte de a răspunde domnul profesor, vreau eu să fac două mici precizări. Poate ar trebui să încep cu ceea ce ai întrebat, să spun de ce, că n-au intrat întâmplător. Pentru că toți acești scriitori pe care noi și încă alții sunt cei care au constituit direct, au dat direcțiile în gândirea românească. Uite Cogălnicianu. Cogălnicianu, într-adevăr, este un personalitate uriașă, cea mai importantă a secolului a nostru, în pe linia asta. Și nu putem, ei aparțin și literaturii, direct sau indirect. Direct prin scrierile lor, indirect prin ceea ce structuraliștii numeau literalitatea. Adică o literatură indirectă din alt tip de discurs, Michelet. Michelet intră un mare istoric, uriaș istoric al secolului, dar el intră și în literatură pentru că discursul lui are un anume grad de literaritate. Iar Mommsen a primit Nobelul pentru literatură. E așa, așa. Ce vreau să precizez apropo, pentru că dumneavoastră sunteți specialistul, de fapt, Cogălnicianu, un Xenopol, Pârvan. La Cogălnicianu, pe lângă ce ați publicat dumneavoastră și Simonescu și au mai fost altceva, am introdus și vreau să vă atrag atenția asupra scrisorile lui de tinerețe, către băbacă, către tată. Sunt 100 și ceva de scrisori care sunt extraordinari. Dacă este o plăcere să le citiți, scrisorile lui de la Liege, unde era, de la Berlin, când a fost în și-a făcut studiile și-a continuat studiile și în care cerea, de fapt, numai bani și povestea ce îi se întâmplă acolo. El a fost cu beizadelele, nu știu ce, era sub autoritatea domnitorului de atunci și este o poveste nemaipomenită, o sumă de epistole, de fapt, cu valoare epică. Și acolo se vede tânărul Cogălnicianu și ce gândiți. Deci se completează într-un fel această chestiune. Iar în cazul Pârvan și în cazul Xenopol e o mică dificultate. Noi n-am putut să dăm aici ediția integrală. Pentru că ca să publicăm Getica, nu puteam să o publicăm aici. E o carte de sine, să o dai uriașă.
nu puteam reproduce, așa că aici, pe lângă ce am descris, n-am dat decât două capitole, acolo unde vorbește de arta dacilor și concluziile lor, ca să dăm o idee ce este cu această carte, cu ceea ce este carte socotită, o carte fundamentală pentru subiect. Iar la Xenopolă, iarăși am avut o dificultate, pentru că a scris istoria românilor în 6 volume. Nu puteam reproduce, să dăm aici acelante scrie, teoria istoriei și așa mai, pe care le-am publicat, decât am dat se prefața de la această istorie. Deci, am dat și noi ceea ce a avut legătură cu literatura în sens mai larg. Dar cărțile de specialitate, astea cred că trebuie publicate în chip separat. Istoria a fost publicată, nu? Al Xenopol. Da, s-a ajuns la volumul 5. Ah, deci nu s-a terminat. Nu s-a terminat, dar nici n-a mai rămas mult. Ar trebui să existe un stimulent exterior care să repune proiectul pe tapet. Da. Și în cazul ei, de fapt, toți cei trei mari la care au avut ediții proiectate la editura științifică și enciclopedică la începutul anilor 80, aia au rămas aproape în inerție. Adică au dispărut cei motivați să continue proiectele. Da. Și în cazul, este o, iarăși am avut o problemă, în cazul Ion Ghica. Ion Ghica este, după sufletul meu, un scriitor extraordinar, memorialist, dar mai mult decât atât, convorbirile lui economice și celelalte convorbiri cu Alexandrii sunt formidabile. Convorbirile, nu, este un scriitor epic. Ei, este o ediție foarte bună făcută de Ion Roman. În mod sigur, dumneavoastră, ca istoric al secolului XIX, o știți foarte bine. Deci ediția lui Roman, din Ghica, bună, foarte bună. N-a publicat nici el tot, n-a publicat nici toate scrisorile, plus că, iarăși, acolo croșetele sunt și mai largi, într-un fel. A fost o operație de reconstituire a edițiilor existente, prin confruntarea cu manuscrise și mai departe. Deci, o operație foarte dificilă. Sper că, în bună parte, noi am realizat-o în acest sens. Să vă ține Dumnezeu să continuați. Dumnezeu să dea Dumnezeu să mă țină, dar nu vreau să vă spun că vorbim în cel mai liber acum. Nu e ușor, nu vreau să mă vai, nu sunt de felul meu nici cinic, nu sunt nici depresiv. Dar încerc să fiu un om lucid. Un mister al culturii care nu vrea să intereseze, nici nu vrea să audă de chestia. Nu interesează. N-am putut să... Am fost 12 ani, repet, în fruntea Academiei Române, n-am putut să stau de vorbă cu niciun minister, dar afară de început cu Caramitru, când am pornit, și cu Răzvan Todorescu, cât a stat un an. Nu mai spun aici de povestea cu manuscrisele lui Eminescu. Oho! Altă poveste. Niște oameni care să înțeleagă acest lucru. Să înțeleagă că, de fapt, nu fac pentru mine, că aveam alte ioni. Nici că să câștigăm un ban, nimeni nu câștigă niciun ban. De-abia putem să-i dăm domnului Durnea, care a făcut niște lucruri extraordinare. Mereu laud pe domnul Durnea, pentru că e un om foarte serios, să ține și de cuvânt, ceea ce e foarte greu. Dar nu putem să-l plătim. Pe Marin Diaconu, omul ăsta n-a făcut nimic altceva de 30 de ani decât să facă acest lucru. Îi dăm 10 volume, 20 de volume și dacă mai avem un bănuț, îi dăm acolo. Nici vorbă ca fundația noastră să ia vreodată un ban pentru chestia. Nu mai spun prefațatorul care, mă rog, asta a fost răsplata mea, posibilitatea să recitez literatura clasică, să scriu despre ei și cred că am citit în totalitate. L-am prins pe Călinescu cu multe nelecturi și așa mai departe și
Așa, da, poate reușesc să dau opera finală, proiectul ăsta pe care urmez eu. Deci, statul care nu vrea să sprijine, pentru că niciun editor nu vrea să falimenteze, că nu se vând, ne scoatem asta în 300 de exemplare. Foarte puțin. Nici bibliotecile publice nu cumpără. Au bani, dar preferă să cumpere pe scritorii lor de acolo, că au nevoie de votul lor. Le-am oferit, domnule profesor, le-am oferit cât am putut la Academie să le dăm, să le dăm cele 38 de volume gratuit manuscrise lui Eminescu în facsimil. Mai puțin de jumătate au venit să le ridice. Toată chestia era să le ridice, fără ceva. Nu interesează. Atunci, dați-mi voi să mai gândesc puțin ce se face cu țara asta. Să schimbă 25 de ministri ai culturii. 25 cu la educație, tot cam așa. Asta spune ceva. E, din ăștia 25 a venit unul odată care ne-a tăiat fondurile, o doamnă, nu știu cum o cheamă, vreau să-i uit numere, care a și filolog. A fost ministru și când am venit la Academie a zis, a, păi nu, banul public nu trebuie risipit, duceți-vă-și noastră la bănci. Aiurea, banca, nicio bancă, nici Banca Națională n-a vrut să audă de chestia asta. De-aia spuneam astăzi la întâlnirea noastră, la dejun, că am ajuns la o concluzie, că dacă vrei să faci ceva în țara asta, în cel puțin în momentul de față, trebuie să o faci pe tăcute, să nu te afle vecinul, că te denunță, că faci ceva, și, deci, și cu o perseverență așa, care să-ți ia o bună bucată de timp. Adică să-ți intre în cap, dom'le, eu vreau să publicăm jurnalul integrat al lui Maiorescu. Că n-a fost publicat. Cele 1000 de pagini nemțești n-au fost consultate. Și am început. Iar n-am terminat-o nici pe asta, pentru că n-am găsit susținere și plus niște tineri pe care eu i-am pus acolo s-au devenit și aia nepricepuți în ceea ce privește filologia românească. Trebuie deci să tot schimbăm mereu. Dar totuși, dacă Dumnezeu mă ține, aș vrea să închem cu Maiorescu toată opera lui, că cealaltă operă am picat-o, să termin și cu acest jurnal. Trebuie să facă cineva, domn profesor, lucrul ăsta, adică să intrăm în rândul culturilor organizate. Culturile organizate. Adică să nu avem un dicționar general al literaturii. Să-l rog pe domnul Durnea ca 3 luni de zile să caute când s-a născut un scriitor sau când a murit. E imposibil să afli când a scris un scriitor, un critic pe care l-am și cunoscut. A murit câțiva ani de zile. Nimeni nu știa când a murit ăsta. Am găsit din fericire la biserica care l-a îngropat. Era un scriitor, Ardelean, sau cum era, un critic, cum era, Ardelean. Virgil Ardelean. Nimeni nu știa de Asociația Scriitorilor din Cluj, că nu știu ce era pe acolo. Era un om cam de vârsta mea așa. Nimeni să nu știe când am uit omul ăsta. În fine, am găsit vreun preot. Dar asta înseamnă, dumneavoastră știți, cei care au lucrat aici la Institutul. Și vreau să laud foarte mult Institutul Filipide. Noi am făcut toate aceste lucrări împreună cu ei. Și acum o zăresc în sală pe doamna Drăgoi. Doamna Drăgoi este buzduganul nostru aici, spionul nostru la institut. Confirm. Mă cam amână mereu, este adevărat. Mă supăr de 10 ori pe dânsa, dar ce face? A 7-a zi, dacă întâlnesc, o sărut, o îmbrățișez. Dar lucrăm împreună, e foarte serioasă și cu alta. Cu oameni din ce în ce mai puțin, domnul profesor. Nu mai găsim un corector ca lumea. Nu mai găsim un redactor care să știe. Nu mai spun cine să facă toaleta, să verifice. Operație grea. N-aș vrea să mă lăudați, nici să mă plângeți.
dar să înțelegeți că trebuie să facem un efort și că avem o datorie față de nația asta. Iar ediția pleia, să știți că a pornit și într-un fel de ambiție a mea. Când am început, deci prin jurul anului 2000, cum s-a spus, deci cum ziceam, acolo, domnule, se vorbea atât, ca și astăzi, sunt atâtea lucruri rele despre români, că nu spun de nimic, că sunt neserioși, că spărgători, sunt manglitori până în toate capitalele europene. Și probabil că așa și este, dar în fine. Dar am zis, poporul ăsta, hai să-i dăm, domnule, să nu-l depresăm total, să-l facem să sinucide, să consideră că nu e un popor pentru nimic. Hai să facem și un cadou frumos și o carte estetică. Și lasă-l cunoașteți pe Thierry de Montbrial, omul nostru din, de la Pensel Europe, cum știți foarte bine, vă și apreciați foarte mult. El ne-a spus, domne, n-am crezut că în afară de noi, de francezi, mai are cineva în țara asta, în Europa asta, o carte așa, o carte pleiat, o carte frumoasă și cu valoare estetică și cu valoare practică, pentru că nimeni nu mai poate face o bibliotecă astăzi. Când am fost în Franța prima dată și am intrat în casa unui intelectual, am văzut un lucru. Un perete mai mic decât ăsta, jumătate cărțile în pleiad, literatura franceză, literatura universală, și era toată marea literatură franceză și universală acolo. Păi nu merită să facem și noi asta? Să ne ținem și noi boierii din răsărit?